În vremea aceea când Iisus era singur, s-au apropiat ucenicii împreună cu cei 12 și l-au întrebat despre pildă. Atunci le-a răspuns, vouă este dat să știți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celor din afara voastră toate le sunt date în pilde. Așa că ei cu ochii privesc, dar nu văd, cu auzul aud, dar nu înțeleg, ca nu cumva să se întoarcă și să li se ierte păcatele. Apoi le-a zis, nu înțelegeți pilda aceasta, cum veți înțelege dar toate pildele celelalte? Semănătorul seamănă cuvântul, cele semănate lângă drum închipuiesc pe aceea în care se seamănă cuvântul, dar cum îl aud? Numai decât vine Satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. De asemenea, cele semănate pe pietriș închipuiesc pe aceea care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei și țin până la un timp, apoi când vine un necaz sau o prigoană sau pentru cuvânt, îndată se leapădă de el. Iar cele semănate în mărăcini închipuiesc pe cei care ascultă cuvântul, dar grijile viacului acestuia și înșelăciunea bogăției și celelalte pofte, intrând în ei, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Dar cele semănate în pământ bun închipuiesc și îl primesc și aduc roade, unul 30, altul 60, iar altul 100. Și le-a mai zis lor, oare făclia prinsă se aduce ca să fie pusă sub obroc sau sub pat și nu ca să fie pusă în sfeșnic, căci nu este nimic tăinuit care să nu se dea pe față sau ascuns ca să nu iasă la iveală, de are cineva urechi de auzit, să audă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, într-un început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin cuvânt s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și cuvântul era viața oamenilor, era lumina oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este Fiul și puterea și înțelepciunea și lumina. De aceea, iubiți credincioși, când auzim pilda ieșita semănătorul să semene sămânța sa, trebuie să înțelegem că semănătorul nu este altul decât Domnul Dumnezeu, care a trimis în lume pe Fiul Său, la rândul Său Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, ca să semene cuvântul Său să arunce pe pământ sămânța sa, sămânță și cuvânt purtătoare de Duh Sfânt. Deci trebuie să înțelegem că ieșita semănătorului, adică cuvântul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, a ieșit și s-a nomenit fără să se despartă de Tatăl și de Duhul Sfânt. Pentru că atunci când preotul tămâiază în jurul altarului, spune în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca Dumnezeu, în rai cu tot harul, pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Adică, deși Fiul și Cuvântul a ieșit să semene sămânța sa până când s-a lăsat răstignit și pus în mormânt, el era pe scaun totodată cu Tatăl și cu Duhul. N-a ieșit și s-a despărțit. Și a ieșit, s-a nomenit și totuși el a rămas ca persoană în legătură cu Tatăl și cu Duhul pe tronul Sfintei Treimi. Dar, iubiți credincioși, când a ieșit cuvântul și semănătorul să semene cuvântul, a ieșit la propovăduirea Evangheliei. Evanghelia
Și cuvântul a căzut unde? În inima omului. Inima omului este pământul acesta împărțit în patru părți, bisericioși. Inima omului, nu cea de carne, ci Duhul omului, pentru că acolo cade cuvântul Domnului. Unde cade cuvântul Domnului? În Duhul omului, adică în inima omului. Dar acolo, iubiți credincioși, atacă satana în fel și chip, folosindu-se tocmai de puterile sufletești și trupești ale omului. Cea mai periculoasă este erezia. De aceea, ea nici măcar nu primește cuvântul cel adevărat. Pentru că atunci când le tâlcuiește Domnul această pildă pe care apostolii nu o înțeleg, apoi le-a zis, nu înțelegeți pilda aceasta, cum veți înțelege dar toate pildele celelalte? Le explică. Cele semănate lângă drum închipuiesc pe aceia care, în care se seamănă cuvântul, dar cum îl aud, numai decât vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Adică sunt atei, sunt necredincioși, sunt păgânii, sunt cei care nu primesc cuvântul în Duhul lor și ricoșează cuvântul ca o sămânță care cade lângă drum. Și aceasta este o ispită, iubiți credincioși, care se adresează de către satana la nivel rațional. Omul, folosindu-și greșit rațiunea, devine irațional și luptător împotriva rațiunii și cuvântului Dumnezeu, împotriva Logosului, și scornind erezii, rătăciri și false credințe și rele credințe, având argumente raționale, formează ca un scut la nivelul rațiunii, rațiunea ca funcție a inimii și a minții, atunci, iubiți credincioși, acest scut face ca sămânța cuvântului Dumnezeu să cadă lângă drum. Deci folosirea tuturor ideilor, tuturor cuvintelor din lumea aceasta, dar într-un mod distorsionat, face ca rațiunea să se lupte împotriva rațiunii, adică logosului întrupat. Dar îndată ia cuvântul și îndată este atacul și îndată, iubiți credincioși, a pierdut inima omului sămânță. Dar tot la nivelul rațiunii este un pericol și un atac și mai mare. Este în interiorul bisericii. Pentru că satana nu doar că pe unii îi îndeamnă să fie atei necredincioși, păgâni sau rău credincioși, ci pe alții îi îndeamnă să fie falși credincioși, adică farisei, și în interiorul bisericii, în interiorul dreptei credințe, aceștia pe rațiune își folosesc rațiunea greșit și își conturează o formă credință, o formă greșită de înțelegere a cuvântului, de înțelegere a învățăturilor, de înțelegere greșită a dogmelor, a rânduielilor, a tipicului, a canoanelor. Aceștia sunt fariseii care le distorsionează pe toate potrivit cu egoismul și mândria și iubirea de sinea lor. Și iată că orice spunea Mântuitorul Iisus Hristos, ricoșa cuvântul și atunci și acum, ricoșa cuvântul de rațiunea lor, de farisei, cărturari, învățători de lege și arhierei, până când au ajuns să spună că acesta este înșelat. Până au ajuns să spună că tocmai acesta culește pe Dumnezeu. Cu ce lucrau ei? Cu o pseudo-rațiune, cu un pseudo-cuvânt în inima lor, pentru că Domnul le cunoștea inimile lor. Și iată că, de fapt, inima acestora, a fariseilor, a tipicarilor, este un pământ în care sămânța cade lângă drum și nu ajunge niciodată acolo unde trebuie ca să aducă roade. Ba mai mult, aceștia smintesc și pe alții, iubiți credincioși. Ereticii nu sunt numai în afara bisericii.
Culmea, sunt mulți care sunt în interiorul bisericii, dar au cugetare eretică, neînțelegând cuvântul Domnului, care cel mai important din totdeauna și în vremurile noastre este: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Și mulți s-au smintit pentru că au avut o cugetare greșită și au plecat de la fața Domnului încă de atunci dintre ucenicii Lui. Și Domnul le-a spus apostolilor: dar nu cumva vreți și voi să plecați? Plecați! Și au răspuns la nivel rațional: unde să plecăm, Doamne? Că de la Tine este cuvântul vieții. Astăzi, iubiți credincioși, cei cu pământul atât de bătătorit, ca un drum în inima lor și sămânța cade, sunt cei care sunt euharistomani. Adică se luptă împotriva împărtășirii continue cu Sfintele Taine. Aduc argumente din canoane rău interpretate. Aduc argumente din Sfinții Părinți, distorsionând la nivel rațional și folosesc tipicul și toate rânduielile într-un mod abuziv și extremist, numai să se oprească, fără să-i mustre conștiința, de la împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dracul își face lucrarea, îi desparte de Hristos, cuvântul Evangheliei n-ajunge în inima lor, cuvântul Sfinților Părinți n-ajunge în inima lor, euharistia n-ajunge în inima lor, pentru că dacă cugetă așa, chiar dacă se împărtășesc odată la 40 de zile, sau la Paște, sau la Crăciun, împărtășania aceea este nelucrătoare, pentru că este formalismul din ei care blochează lucrarea Harului. Al doilea tip de pământ, iubiți credincioși, nu este a omului împătimit la nivel rațional, ci a celui împătimit la nivel emoțional. Pentru că spune acolo, de asemenea, este pământul cel care aud cuvântul și îl primesc cu bucurie. Aceia care primesc cuvântul cu bucurie au o emoție, au o stare emoțională de bucurie pentru că primesc cuvântul. Dar n-au un suport nici duhovnicesc, nici rațional, ci este doar o stare de bucurie în primirea cuvântului, dar când apare ispita, când apare încercarea, când apare frământarea, când apare lupta, după bucurie apare o frică. Pentru că ei sunt irațional și în bucurie, sunt irațional și în stăpânirea fricii. Și iată că ei părăsesc cuvântul, iubiți credincioși, părăsesc calea, părăsesc Evanghelia și se leapădă. Dar în biserică, la nivel emoțional, mai sunt și cei care primesc cuvântul cu mare bucurie și se țin de el. Dar ei, exagerând în partea emoțională, de fapt, deviază înțelesul cuvântului și trăiesc o viață creștină sentimentalistă. Ei sunt niște pietiști, au o trăire lacrimogenă a credinței. N-au inimă caldă și minte rece, ci au inimă caldă și minte caldă. Și ei transformă, de fapt, credința cea adevărată într-o trăire bolnăvicioasă, care duce într-o trăire, de fapt, protestantă în Biserica Ortodoxă, așa cum cei de la nivel rațional deviază până când se apropie de o învățătură papistașă. Pentru că cei la nivel rațional cad în erezie în interiorul Bisericii, având, de fapt, raționalizarea credinței și o învățătură scolastică, iar ceilalți emoționali exagerați trăiesc o învățătură protestantă în interiorul bisericii și o trăire din aceasta, toată ziua cântă și plâng despre Iisus al lor, tratându-L ca un om și nu ca un Dumnezeu om într-un bac. O altă trăire, un alt pământ, este pământul patimilor trupești, iubiți credincioși. Este a celor care se duc și se ocupă de grijile acestei lumi, de materie, de bani, de afaceri
și de toate cele care urmează banilor, lucrurilor, plăcerilor trupești și așa mai departe, având o grijă continuă și fiind sufocat cuvântul Evangheliei de grijile acestei lumi. Și atunci cuvântul Evangheliei nu mai aduce roadă în ei. Își astupă conștiința, își astupă rațiunea, își astupă bucuria și caută doar o plăcere în planul lumesc. Dar există și în interiorul bisericii acei care atât de mult exagerează în plan trupesc, încât duc o asceză fără discernământ. Postesc fără discernământ, priveghează fără discernământ, fac mătănii fără discernământ, se topesc de atâta post și asceză, se adâncesc în fundul unei păduri, în adâncul unei pustii, se nevoiesc doar trupește, dar n-au pace interioară. N-au trezvia minții, n-au lucrarea minții, n-au înțelegerea duhovnicească a lucrurilor, nu au comuniunea față de întregul popor și de întreaga biserică, ei izolându-se în mintea lor într-o sfințenie închipuită de iubirea față de întreaga biserică și, mai mult decât atât, nu se împărtășesc cu Sfintele și Preacuratul Hristos tainic. Și unii se îngrijesc atât de mult de lucrurile materiale încât uită de Hristos, iar alții se îngrijesc atât de mult de tipic, de formalism, de canoane, de asceză, încât uită de Hristos. Este ca mireasa care se îngrijește atât de mult de rochia ei, de ținuta ei, de părul ei, de aspectul ei, de toate formele exterioare și de cadrul nunții, încât uită de mine. Aceștia sunt, iubiți credincioși, cei care în biserică sunt pământul plin de griji cu aspect religios, dar care le fură mintea și inima de la Hristos. Iar pământul cel bun este pământul în care cuvântul vine, iubiți credincioși. În pământ bun, aceia care ascultă cuvântul, îl primesc și aduc roadă. Unii 30, alții 60 și altul 100. Aduc roadă pentru că primesc cuvântul cu simplitate, cu credință, cu bucurie și ascultare. Aduc roadă pentru că nu judecă pe nimeni. Adică sunt ascultători, sunt înfrânați cu măsură și nu judecă pe nimeni. Aceștia sunt care aduc roadă. 30. Alții aduc roadă 60. Pentru că pe lângă cele trei ale curățării de patimi, fie ascultător, fie înfrânat, nu judeca pe nimeni, aduc roadă 60 și ajung la iluminare, pentru că ajung la rugăciunea minții. Iar alții aduc roadă 100, pentru că se unesc cu Dumnezeu, ajung la desăvârșire și pe nivelul următor, nu judeca pe nimeni, ferește-ți mintea și inima de cuvintele și de gândurile cele viclene, iar următorul pas la nivelul 100, roadă 100, sunt cei care îi iubesc și pe vrășmașii lor. Crede că toți oamenii sunt buni și că Domnul îi iubește. Aceasta este cea mai mare și cea mai scurtă cale care duce la mântuire. Și atunci, iubiți credincioși, sunt pământul cel bun care aduce roadă pe curățare, pe iluminare și pe îndumnezeire. Și această lumină a lor luminează. Pentru că Domnul le-a zis imediat, făclia aprinsă se aduce ca să fie pusă sub obroc? Nu. Sau sub pat? Nu. Să fie pusă în sfeșnic. Pentru că credința lor, lucrarea lor, rugăciunea lor, va fi vădită prin faptele lor. Credința voastră să lumineze prin faptele voastre. Și atunci faptele noastre să lumineze astfel încât să fie slăvit Tatăl nostru cel Ceresc. Și toate se leagă în echilibrul, iubiți credincioși, și în taina credinței cele adevărate. Trebuie să fim foarte înțelepți. Extremele sunt de la draci, dar fariseismul este cel mai mare pericol, pentru că dai impresia unei evlavii, dar tu nu te vezi păcătos. Tu nu ai inima frântă și zdrobită și smerită. Tu îi judești pe ceilalți. Tu ai exagerare în înfrânare, exagerare în rugăciuni, exagerare în evlavie, exagerare în tipic. N-ai răbdare, n-ai bunătate, nu primești o cara cu bucurie de la ceilalți.
Nu-ți lărgești inima să simți pe toți ceilalți ca pe frații tăi, ci te semnețești în numele Evlaviei și te vezi bun și drept. Și atunci e locul lui Dumnezeu în inima ta și în loc să fii un credincios, păcătos, merit, care așteaptă bunătatea lui Dumnezeu, un pământ bun care aduce roadă prin darul lui Dumnezeu, ci ești un fariseu care nu aduce nicio roadă decât tulburare în jurul tău, pentru că chiar dacă toate formele tale exterioare sunt perfecte, inima ta emite o energie și o stare care supără pe toți din jurul tău și care îi îndepărtează, pentru că energia pe care o emiți nu este energia Harului Duhului Sfânt a smereniei, ci este o puterziciune a mândriei și a afirmării de sine. De aceea ați văzut ieri pe Zaheu, tot despre aceste patru pământuri vorbește, iubiți credincioși. Adică el, dacă a greșit și s-a semețit și s-a suit în dud, iată că el s-a smerit, s-a trezit, a intrat în chilia sa, în casa sa, în inima sa, acolo s-a așezat după voia lui Dumnezeu, s-a spovedit și a întors împătrit. Adică a întors pământul cel care era plin de griji și de spini, l-a întors, l-a convertit și a făcut un pământ bun. A întors pământul care era plin, iubiți credincioși, de sentimente dezechilibrate și le-a așezat în raport cu Dumnezeu, pentru că l-a primit cu bucurie, cum spunem noi după Euharistie, umple, Doamne, inima mea de bucurie și de veselie. Și, Doamne, dacă am greșit, Doamne, dacă am făcut ceva ce nu trebuie, rațional, pe toate le-a așezat, jumătate dau săracilor și jumătate păstrez pentru echilibru. Vedeți că el s-a așezat într-o rațiune cum trebuie și l-a numit pe Domnul Dumnezeu, nu un om sau un învățătorul. Și iată că s-a așezat sub toate aspectele, rațional, emoțional și vital, a întors aceste pământuri, le-a convertit până când a intrat în pământul cel bun, aducând roadă 30, 60, 100, pentru că, spune Domnul, astăzi s-a făcut mântuire în casa lui Zaheu. Amin.